Nu o să vă spun cu cât timp în urmă, că nici eu nu mai știu exact, dar mi-aduc aminte cu bucurie de o zi în care m-am dus la un serviciu la biserică. Am întârziat pentru că am vrut să vizitez și pe altcineva înainte. Și când am ajuns în ușa bisericii, am auzit pe cineva cântând foarte, foarte frumos. Și m-am gândit, wow, ce voce faină, cine să fie. Spre surpriza și bucuria mea, cine credeți că era păstorul bisericii, conducea biserica în închinare? M-am gândit eu așa, după logica mea, nu? Dacă el cântă așa de frumos, conform Bibliei, cine are inimă bună cântă cântări de laudă, înseamnă că are inimă bună. Dacă are inimă bună, înseamnă că se poartă bine cu nevasta. Dacă se poartă bine cu nevasta, înseamnă că atunci nevasta este fericită și dacă este fericită, n-are cum să refuze o invitație la emisiunea noastră. Acum, ceva o fi adevărat din tot ce am spus eu, dar tare mult mă bucur că ați acceptat. Acum, nu știu, sunteți curioși și câți m-au refuzat? N-ați vrea să știți. Deci se pare că deocamdată încă suntem în faza în care dacă vrea el, nu vrea ea, dacă vrea el, nu vrea ea, dacă vrea ea, nu poate el sau nu știu de ce. Deci voi se pare că cu foarte multă bucurie, fără nicio emoție, ați venit. Mulțumesc, Domnul să o binecuvinteze. O să rămâneți surprinși cât de frumos o să fie. Sigur, pentru mine o să fie frumos. Deci familia... Constantin. Cătălin și Iunia. Iunia. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Te-ai născut în iunie? Da. Și are vreo legătură iunie cu iunia? Da. Da? Adică în cazul tău, nu așa? Sigur, da, da. De-aia mă cheamă iunie, pentru că m-am născut în luna iunie. Adică s-o gândit tata, cum să ține o minte mai ușor? Exact. Iunie, da, e bun. Nu ne-am gândit așa. Dacă ai 12 copii, ianuarie, februarie și toate celelalte. E bine. Mai simplu. Unde sunteți ca familie acum? Câți ani de căsătorie? Avem 14. Ne-am căsătorit în 2006. Și acum locuim în... orașul natal, în Reșița, și slujim în Biserica Baptistă Betel din Reșița. Biserica natal pentru amândoi. Pentru amândoi, da. Super. Amândoi ne-am născut acolo, l-am primit pe Domnul Iisus în biserica asta, locuim în biserica asta, slujim în biserica asta și... Bun, o să le luăm noi toate pe rând, așa că eu am curiozitățile mele și mă rab eu la multe, dar mai trebuie și să întreb așa. Deci, cu ce să încep? Hai să încep cu partea frumoasă, Iunea. Descoperiri frumoase după căsătorie. Deci în urmă cu 14 ani, nuntă mare, nu știu ce, cum o fi fost, da? Și urmează descoperirile. Am descoperit că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât meritam. Cel mai fain soț. Și... o viață foarte faină așa și interesantă. E o chestie cu interesantă, aș vrea să o aflu. Aia cu fain, o știu. Da. Se spune că nici după un sac de sare nu știi chiar tot ce ar trebui. Cred că și după 14 ani mai avem multe de descoperit, dar în cei 14 ani de când suntem împreună am văzut cum Dumnezeu ne-a purtat pe mâinile Lui și... e foarte fain. Esența, ați descoperit-o. Bănuiesc că da, probabil că mai avem de descoperit. Adică suntem doi oameni diferiți. Da, suntem doi oameni foarte diferiți. Normal. Ne surprindem și noi cum a ales Domnul să ne punem împreună. Normal, da. Dar știi că asta numai Dumnezeu poate face. Da. Am auzit undeva, au zis că cine ar avea curajul să pună hidrogenul și oxigenul împreună? Bum, e na. Dumnezeu l-a pus împreună și a ieșit apa. Ceea ce e foarte fain. Deci Dumnezeu are modul lui interesant de a-și arăta dumnezeirea, înțelepciunea. Voi sunteți unul din cazurile frumoase. Deci, pe bune, chiar sunteți diferiți la anumite aspecte? Foarte diferiți. La temperamente, eu sunt coleric, este sangvinică. Bun, dar ce are asta cu viața de familie? Păi are destul de... aproape îi spune că mergem în direcții diferite, da. Dar după o buclă ne întâlnim. Cred că asta face Dumnezeu. Deci frumos. Voi nu puteți unul fără altul. Exact. Da. Sunt foarte multe diferențe, dar diferențele
a fost ceea ce ne-a unit până la urmă. Da, eu scurios, mai dă, bun. Deci suntem diferiți ca temperamente, da? Ca temperamente, ca... Bun, dar în viața de familie, că acum noi chiar avem discuții diverse. Poate fi o scuză, așa sunt eu? Asta poate fi o scuză în relația cu celălalt? Nu, nici de cum. Așa sunt eu, dar trebuie să las pe Duhul lui Dumnezeu și să chiar transform. Și pe soția mea să mă ajute să nu mai fiu așa cum sunt eu în problemele rele sau problemele astea. Adică Dumnezeu ți-ar putea folosi soția să te modeleze pe tine. Categoric. Eu cred că suntem puși împreună. Aveam un prezbiter al bisericii care întreba tinerii de obicei de ce vrei să te căsătorești. Și majoritatea tinerilor spuneau că vreau să fiu împlinit. Și răspunsul lui era un răspuns foarte înțelept atunci și cred că și acum pentru tinerii de astăzi, este că noi trebuie să căutăm să ajutăm partenerul de viață ca chipul Domnului Hristos să ia cât mai mult ființă în el. Așa că nu căutăm neapărat ca să ne împlinim unii pe alții, ci căutăm să ne ajutăm unii pe alții ca să ajungem acolo unde trebuie. Bun, acum, Cătălin, asta... Pentru mine sună fain că dă bine să o zici ca predicator. Deci chiar, știi, dar... Nu neapărat. Pentru că atunci când mă uit în trecutul nostru, ca și familie, eu văd multe lucruri din viața mea care au fost schimbate cu ajutorul soției. Dă unul. Eu cu lucrurile. Dă un lucru dacă îți vine. Că dacă nu, zici ea două. Hai să zic, ce l-ai ajutat să schimbe? În bine. Eu nu știu ce l-am ajutat eu pe el, dar vă spun ce m-a ajutat el pe mine. Wow, ia zi. Nu s-a căsătorit cu fata perfectă. Se poate că ne-am întâlnit la o conferință de familie. Și nu mai zic chestia asta, noastră... știți că de unde să știu. Da. Și atunci spuneam că de obicei soția este cea care ne oprește pe noi bărbații din a face lucruri pribite. Și pot să mă uit așa în trecutul meu și să văd multe lucruri în care eu ne-am oprit ca să nu le fac. Așa, eu știu, în viteza în care voiam să le fac, eu fiind un băiat și un frate destul de spontan, și unele lucruri astea putea să ducă la mari greșeli. Dar eu ne-am fost cea care a spus că te oprește, nu e ok, da, și uite curios așa. Că cea care de foarte multe ori te oprește are momente în care te împinge, știi? Și asta e curios. Da. Exact atunci te trimite când ai așteptat să zică nu. Da. Adică nu-i mare lucru tu să fii cumva dorit să eviți emisiunea asta, mai trimis să o întrebi pe nevastă, nu intrăm în detalii. Deci zic, cum te-ai schimbat tu? Știți ce mi se pare mie foarte fain la Cătă? O să plâng puțin, se poate, nu? Nu avem nicio treabă, deci la noi totul e permis. Acum mi-am pierdut și ideea. Ce-ți place ție la Cătă, ca să te lasă să plângi? Da, îmi place foarte mult că mi se pare că e un om foarte serios în rugăciune și el când se roagă, unele rugăciuni nu le aud, doar îmi dau seama de efecte. Și mi se pare că mi-e și frică el când se roagă așa... Te gândești că se întâmplă? Da, că pentru niște chestii care sunt legate de mine, să zicem că acum vorbeam despre subiectul ăsta, mi se pare că eu țipam foarte mult, adică am o voce foarte răsunătoare, așa, unii mă mai întrebau dacă am... Nu țipai, ai o voce mai, da. Mai așa, ca și cum aș fi înghițit un microfon. Și mi se pare că el are puțin mai multă sensibilitate la decibel mult. Și mă surprind că nu mai pot să vorbesc așa de tare. În modul meu natural. În modul meu natural. Așa, da. Și cred, știind că pe el deranjează chestia asta, nu știu dacă el s-a rugat pentru asta, că n-am vorbit, dar eu cred că totuși ceva rugăciuni tot a spus în sensul ăsta de eu, sunt, mă surprind pe mine cum mi-a scăzut tonalitatea decibelilor, știți? Și asta e o chestiune pe care pe el îl deranja, nu mi-o spunea, dar se și vedea. Mai vedeai tu câteodată, da. Și... Mă bucur că a fost așa un fel de rezolvare a problemei fără o comunicare care putea să ducă la niște lucruri. Știți, la alți decibeli. Eu știu că dacă începea și el cu decibeli, tu stăteai bine la decibeli. Da, stăteam foarte bine. Și acum stau bine, dar stau mai înțelept mai bine. Da. Super. Deci asta e partea
partea frumoasă. Astea sunt niște lucruri minore, poate exprimate de noi acum, care ne vine acum în minte, dar care arată totuși felul în care Dumnezeu ne-a ajutat unul pe celălalt să ne schimbăm. Bun. Și să ne ajutăm să ne schimbăm. Insiso, eu aici mi se pare mie problema la lucruri minore. Da. Dă-mi exemplu de lucruri majore în viața de familie. Dacă tot suntem la schimbările astea și vorbim de lucruri majore, ea este foarte bucuroasă. Eu sunt un tip uneori mai morocănos, mai așa supărăcios. Dar nu că-ți propui așa. Nu-mi propun. Nu, așa este poate stilul meu, care nu-mi doresc de multe ori să fiu așa. Ea când se întâlnește cu cineva este extrem de bucuroasă. Deci e o chestie pe care am pierdut mult în viață, scuză-mă, dar nu, ca să vezi că suntem cel puțin doi, să ne plângem și noi necazurile. De mic, doar nu mi-am propus, n-am regizat. Când mă gândeam la ceva, mă încruntam. Asta foarte mulți au calificat-o, că nu știu ce, că bă, nici nu-ți fac chestia asta. Mă, ce să fac? N-am reușit să schimb până ziua de asta. Și asta este. Ne încruntăm, dar încercăm să fim buni. Da, ea este extrem de bucuroasă. Ea radiază. Da, deci în fiecare minut al zilei. Rar se întâmplă când să nu fie bucuroasă. Mai ales când se bine că n-ai zis enervant de bucuroasă. Da, mai ales când se întâlnește cu cineva, atunci exaltă de bucurie, strigă, știi? Și lucrurile astea pe mine mă și surprindeau, mă și supărau în același timp. Acum poți să strigi, ai venit la noi acasă și nu înțeleg, mă, te îmbrățișez. Dar mi-am dat seama că, până la urmă, problema e la mine. Că, până la urmă, așa trebuie să fie relațiile noastre unii cu alții, cu prietenii noștri, cu neamurile noastre, cu frații noștri, să fie chiar o bucurie și verbală, dar și bucuria. Deci, cu străini. Da, și cu străini, când ne întâlnim. Deci problema, până la urmă, da, și mi-am dat seama că problema e la mine. Și eu trebuie să fiu cel schimbat, cel care nu sunt ok. Să știi că sunt de acord cu tine 100%. Eu nu prea dau din casă, deci noi, mai ales noi slujitorii duhovnici, trebuie să păstrăm, că mai rezervați, da. Dar acum o să spun asta, sun nu cu foarte multe zile înainte de emisiune, soția unui coleg de-a meu. Și sun, mă așteptam odată să nu mă recunoască și să vorbim așa, să mă prezint și eu. Surpriza mea că ridică telefonul de unde l-o fi ridicat și din capul locului, cu atâta veselie, zic, din prima m-o recunoscut, înseamnă că e salvat, număr acolo sau cum să... Și povestim, de ce să mă mai prezint, plin de bucurie. Și la un moment dat, după o pauză, știi? Da. Dumneavoastră sunteți? Cu cine ai crezut că vorbești? Nu te-ai uitat la telefon. Deci tu, plin de bucurie... Acum cineva dorea să vorbească cu mine. Eu nu puteam să fiu nepoliticoasă. Corect. Răspund la telefon. Sigur. Și în ideea care pe parcurs o să-mi dau seama cu cine am onoarea. Și ți-ai dat. Da. Da, e ok, adică a fost chiar normal. Aș fi avut nevoie de un scaun în apropiere când mi-am dat seama. Pentru că am spus niște lucruri care nu știu dacă chiar se spun așa... Nu. Chiar se spun. Deci asta înseamnă... Familie. Nu. A fost o discuție absolut normală, dar știi, după asta, dacă ea și-a setat în minte nu știu ce, că am vorbit cu ăla cu care m-am întâlnit la conferință, acolo s-a blocat. Dacă nu descoperea, era absolut normal. A fost bine. A fost tot. Deci sunt de acord cu tine. Că... Da, dacă n-a fost regizată de voi chestia asta, atunci e adevărat ce, ce zici. Nu-și propune să fie bucuroasă, ci este tot timpul bucuroasă. Și n-ai reușit. De-aia spun, enervant de bucuroasă. Pentru noi cei care suntem mai... Adică, dar nu-i problema ei și cred că până la noi e problema noastră. Sau uitându-mă de problema. Bun, și totuși cum poți fi bucuroasă? Nu propun să fiu bucuroasă. Pot să dau tot eu răspunsul. Acum, că tot... ce am descoperit înainte de căsătorie în viața Iuniei și nu i-am spus niciodată, acum e prima dată când spun. Și ce am acum e prima dată? Acum e prima dată. Doamne. Trebuia să ajungem. Exact ceea ce spunea Domnul Iisus lui Natanael când spunea, iată un israelit în care nu există răutate. Vicleșug. Și vicleșug.
În viața Iuniei n-a existat niciun moment de când o cunosc de 14 ani suntem căsătoriți. Am mai vorbit înainte de căsătorie, când făceam curte vreun an și un pic și ne cunoaștem de prin 2000. Deci ne cunoaștem de 20 de ani. N-am văzut niciun moment în viața ei de răutate în care să spună da, persoana asta n-o suport, n-o ură sau un moment de răzbunare sau de răzvătire. Și cred că faptul că nu există răutate deloc în ea, asta duce la bucuria asta extraordinară. Bun, asta să știi că poate fi cu duș întors. Deci să nu cumva să ajungem la concluzia astăzi că în sfârșit am întâlnit o femeie care nu le are pe toate, da. O femeie care nu poate fi rea. Nu știu dacă, da, cred că oricare dintre noi putem fi răi, dar ea nu a fost în 20 de ani când o cunosc niciodată rea. Niciodată. Și noi am fost prieteni foarte buni, poate urmează să ne întrebați lucrul ăsta, dar... Noi am fost prieteni foarte, deci foarte, foarte buni. Bun, las-o pe ea să zică și apoi aud. Tu îmi dai filmul de scurt metraj și ea de lung metraj. Da. Deci ați crescut în același oraș, asta am înțeles. Cum v-ați interescătat voi unul cu altul? La biserică. Da? Eram și vecini de cartier, dar nu ne prea știm bine din copilărie pentru că aveam trupe de prieteni diferite. Dar ne-am întâlnit la biserică anul 2000. Da, în 2000. Și am fost cei mai buni prieteni până azi. Adică sperăm emisiunea asta să nu schimbe ceva, dar e ok. Bun. Deci, din potrivă, oricum am început bine, cred că... Oh, da, mulțumim foarte mult. Mergeam la întâlniri de tineret pe vremea când nu eram căsătoriți niciunul dintre noi și el tot îmi spunea glumind, pentru că știa intențiile mele ca oricare fete de a purta batic, știți că asta era pe vremea tinereții mele, când aveai batic era treaba rezolvată. Și îmi doream foarte mult și eu să port un batic și el tot zicea, Iuna, dacă o să stai tot lângă dar mine... Dar nu orice culoare. Orice culoare. Da? Sigur. Și el tot spunea că dacă o să stau lângă el, nu o să reușesc să-mi pun batic, pentru că na, o să lumea zice că nu ăștia sunt împreună aranjați. Exact, exact. Și mai erau prieteni care ne prevesteau un viitor împreună, dar noi nu puteam să-l vedem, pentru că noi chiar eram cei mai buni prieteni și ne povesteam toate lucrurile. Unele poate ne-am dat seama ulterior că nu era chiar necesar tot. Să... Dar acum cui să-i spui? Da, cui să-i spui, exact. Domnul Iisus și celui de lângă tine. Da. Exact. Și povestea s-a terminat frumos. Da. Și așa, că am rămas cei mai buni prieteni. O descoperit într-o zi că a găsit un batic. Și m-a întrebat dacă îl vreau. Și eu, care l-așteptam cu nerăbdare, am zis cum să nu. De ce nu? Da, da. Ia zi povestea ta. Da. Deci ne-am întâlnit în 2000 la biserică, când eu am venit și atunci m-am hotărât să urmez pe Domnul Iisus în anul 2000. Am devenit cei mai buni prieteni și cumva faptul că am fost cei mai buni prieteni a întârziat un pic... Asta scoate din orizont căsătoria. Da, deci în momentul în care ești the best friend, scoate din capul locului pentru căsătoria. Pentru că era, într-adevăr, era rușinea mea față de ea, spune, noi suntem prieteni, poate că ea este foarte deschisă cu mine și nu se așteaptă ca eu să încep să îi propun să fie prietena mea, logodnica mea, că soția mea. Și zic, da, n-aș fi vrut să am așa un refuz de ăsta care să mă îndurereze destul de tare. Așa că am lăsat-o... Și așa aveai tu durerile tale, altele. Da, am lăsat-o un pic mai încet. Dar pe finalul anului 2004 ne-am împrietenit și în 2006 ne-am căsătorit. Anul 2006 a fost poate cel mai frumos an al vieții noastre, un an extrem de greu, dar cel mai frumos. În anul 2006 ne-am logodit, ne-am căsătorit, eu am plecat la seminar. De asta spun că a fost mai greu, că după căsătoria mea am plecat la seminar, am stat 4 ani acolo și veneam din când în când.
În anul 2009 ni s-a născut Amedea, la ce bucuria noastră. Ce repede trece peste ele, patru ani la București. Lucrurile importante. Dar, asta spun că am rămas în continuare cei mai buni prieteni. Și chiar dacă am fost atunci în 2000... Bun, cum puteți, unele le scurtez, dar unele le lungesc. Cum ați ajuns să vedeți acei mai buni prieteni, totul să vi se deschidă, sau ție să se deschidă? Bă, de ce nu? Pentru că nu găseam niciodată o altă fată care să se potrivească cu ea, care să... Nu reușeam să-mi placă nici... Adică inima mea să se deschidă și să se aplece așa de tare spre o altă fată ca spre ea. Niciodată. Ca fiecare am avut prieteni înainte de... În prietenile noastre am avut, dar niciuna dintre... Deci tu oricum te învârteai, da, exact, filmai, exact, tot acolo exact, te întorceai. Cumva toate erau... trase prin sita iunii. Băi, eu plăm, da. Dar tu te rugai pentru asta, Doamne, ori pe unde merge încurcă la dul înapoi, nu? Doamne, ferește, băi, prietenul meu cel mai bun. Eu îmi doream cel mai bine pentru el. Și nu te-ai gândit să-i recomanzi vreo fată, ceva vreodată? Nu îmi recomand nicio fată, dar oricum îmi dădeam cu părerea despre toate simpatiile lui. Da. Nu, cum, erau bune. Acum nimeni nu-i perfect. Da, da, sigur. Da. Sigur, nu, Doamne ferește, nu. Nu, eu l-am încurajat foarte mult. Și ce era mai fain era că acum noi nu eram așa de preocupați de chestia asta de iubire, pentru că aveam foarte multe lucruri de făcut. Mergeam la azil împreună. Slujeam la azilul de bătrâni, noi mergeam de 20 de ani acolo la azilul împreună. Mergeam. Chestia socială, așa. Da, mergeam, slujeam, pe la frați, pe la surori. Și credeți că asta vă lega mai mult? Sigur. Deci voi vă duceați dezinteresați să-i binecuvântați pe alții? Da, că nu, da, mă duceam cu un om de încredere cu care puteam să rezolvăm o treabă. Aveam grupe de studiu împreună, aveam lucrarea de la zil în care mergeam nu doar duminica, ci și în timpul săptămânii, slujeam persoanele cu disabilități de acolo, de la azilul de bătrâni. Mergeam la întâlnire tineret împreună, știu... Nu știu, poate că... Nu poate că am îmbătrânit. De îmbătrânit am îmbătrânit, dar... Sper să nu vin în mentalitatea aia în care să nu mai cred în lucruri frumoase. Acum aș fi curios dacă v-ar asculta niște tineri. Voi ce vârstă aveați atunci? Ce vârstă aveam atunci? Da. 25 și eu 27. Deci nu erați totuși chiar adolescenți. Asta până ne-am căsătorit, dar lucrul ăsta îl făceam cu ani de zile înainte. Deci... Bun, deci atunci vorbim de 20 de ani, 22 ani. Da, 19 ani. Și... Aș fi curios, dar poate o să aflu eu, dacă v-ar asculta niște tineri de 19-20 de ani și chiar ar crede ce spuneți, că doi tineri, sinceri, serioși, pot avea o relație de prietenie curată, dezinteresată, că categoric. Pot să slujească împreună. Categoric. Nu, adică eu vă cred, dar nu știu, ar mai crede. Și eu cred în așa ceva. Dar și sigur și acum sunt. Noi avem... Sigur sunt, da. Sigur, deci, sigur sunt. Prin Harul lui Dumnezeu... Au fost câțiva oameni care au influențat viața noastră foarte mult și aș putea să îi împart în trei categorii. Au fost bunicile mele care s-au rugat foarte mult. Eu țin minte pe bunica mea care seara mă duceam și o ascultam și se punea pe genunchi și se ruga și auzeam pe toți nepoții cum îi aducea cu voce tare. Pe nume. Pe nume, da. Părinții care din nou ne-au iubit foarte mult, au investit în noi. Mă aduc aminte de tatăl meu și de mama mea care pur și simplu duminică dimineață sau duminică nu se punea problema să nu te duci la biserică. Chiar nu eram întors. Nu se punea în discuție să nu poți să... Asta nu era negociabil. Nu negociez. Orice negociez, dar asta nu. Duminică dimineață, tata și pe mine plouă, și pe fratele ninge, meu... e ca da, ce mai contează. Pe mine și pe fratele meu ne venea, ne trezea, mergem la casa de rugăciune. Și apoi... A treia categorie era păstorul bisericii, fratele senior, care m-a adus pe mine aici la biserică, și fratele Gelu Laru, care împreună cu sora Mary, o familie extraordinară, de la care am luat foarte mult, care ne-am dorit foarte mult să semănăm cu ei, au investit în noi, ne-au făcut să iubim lucrarea, să iubim tot ceea ce v-am spus acum, ce slujeam influențe până în acum. Viață. Și am văzut același lucru acum, de la noi, spre tinerii care avem în biserică, tineri care tot așa ca și noi au slujit
toate ramurile astea a bisericii, de la lucrurile mici până la lucrurile mari, de la sala, de la servitul la sala de mese până la, eu știu, studiul biblic de la biserică, și tineri ăștia au ajuns să căsătorească din nou, așa ca și noi, cu aceea, cu tot cu fete din biserică, da, avem exemplu o grămadă. Super. Sima cu Ioana, Florin cu Georgiana, Alex cu Lidia, tineri din biserică care au găsit fete tot din biserică noi și au fost în aceeași situație cu noi, prieteni foarte buni, slujind împreună. Povesteam. Deci nu suntem singur exemplu. Știi? Ca să... Vorbeam, că așa te folosește Domnul, uneori spui lucruri pe care nu te-ai gândit să le spui niciodată în contextul respectiv, și eram la o conferință cu păstorii și soțiile în Ucraina, ani în urmă, și organizatorii mi-au făcut și bucuria să aduc generația celor în vârstă, știi, oameni înaintați în vârstă în slujire, 10-12 copii, nepoți, nu știu ce, și ăștia tinerii, proaspăt căsătoriți. Și la un moment dat, nu știu ce vorbeam noi de căsătorie și asta, și zic, păi te duci pe la toate întâlnirile de tineret, pe la una, alergi dincolo, alergi. Și vorbeam că discuți cu Dumnezeu, dar când Domnul vrea să spună ceva, tu, Doamne, nu pot acum, binecuvintează-mă că mă duc la întâlnire, mă duc. Și după ce ai terminat cauciucuri, pantofi, una și alta, zici, Doamne, ce faci cu mine? Domnul zice, dar am vrut să spun tot timpul, dacă te duci la Moscova pentru întâlnirea de tineret, ok, dacă te duci pentru fata, nu te duc, că e vecina ta. O soră era soția episcopului pe zonă, să zic așa, o femeie mai în vârstă și un pic mai plinuță, așa, se scutura carnea pe ea, râdea de numai, și eu la traducător, știi, mă uitam și eu, ce face? Și după ce se satură așa, întreabă traducătorul, dar de ce râzi? Asta, zice, a fost povestea noastră. Eu eram vecina și el umbla în toată Rusia să-și caute, și uneori, știi, nu, da, ai ochi, da, pentru, da, cei, da, de aproape. E o problemă de ochelari, exact, dar exact, e o problemă, da, de ochelari, da. Așa e, da, am trecut prin situația asta și, până la urmă, povestea se potrivește și în dreptul nostru. Da, deci funcționează, funcționează și lucrurile astea frumoase, și partea bună este că deja culegi în timp niște lucruri frumoase, și mă bucur că ai menționat că voi duceți tradiția mai departe. Categoric. Adică am fost binecuvântați, vrem, da, să fim, da, și noi. Categoric. Deci, și noi văd cumva toată munca părinților noștri și toată investiția părinților noștri o văd acum, cel puțin mă uit la mine și la fratele meu. Am ajuns o familie de slujitori. Dauză că părinții noștri ne-au tratat închinarea cu mare seriozitate. Până acum mă întorc la tine. Tu nu poți să spun că ai fost naivă, că totuși aveai o anumită vârstă. Cum să te măriți și el 4 ani să plece la școală? Da, asta a fost provocarea momentului noastră. Atunci. Da. Am crezut până în ultimul moment că o să poate să facă la fără frecvență, dar cred că și perioada aia au avut farme cu ei. Deci, părerea mea personală, medicina și teologia nu se fac la fără frecvență, dar categoric. Încheiem subiect. Categoric. Da. Și cumva Dumnezeu a condus lucrurile așa frumos și bine, cred. Nu ți-a fost greu? Foarte greu. Foarte greu mi-a fost. Deci tu în Reșița lucrai? Da. Și când era anul 3, s-a născut Amedei, atunci mi-a fost chiar foarte greu. Dar era așa de fain că venea acasă că... Uitai tot ce a fost? Te mai încărcai un pic? Pe... Exact. La cât timp venea acasă? Venea destul de des. Da? Da. Pe banii tăi? Ai mei, că nici eu nu aveam prea mulți. Pe banii Domnului, ai noștri, da, eu știu, da. Da, da. Cu nașul n-ai venit niciodată, că era cam lung drum. Nu, cam periculos. Principiul nu era sănătos. Principiul nu era, da, sănătos. Dar pentru că tot s-a vorbit de bunici, de părinți, nu pot să nu spun și eu despre bunicii mei de la Arad, de la Biserica din Grădiște. Bunicul meu a fost în al doilea război mondial și... Și-a făcut promisiunea că dacă reușește să scape cu viață, se va pocăi. Și slavă Domnului că Dumnezeu l-a salvat. Și în toate vacanțele noastre cu sora mea, Alciona, care e de la Timișoara acum, ne duceam la Arad, la bunici. Și eu, până foarte mare, am crezut că toți locuitorii Aradului sunt pocăiți, pentru că la bunicul meu pe stradă toți erau pocăiți și toată lumea se ruga de 3 ori pe zi și... Așa cum spuneți, îi punea pe toți nepoții, care nu erau puțin, de 3 ori pe zi și toate problemele
naționale și internaționale de 3 ori pe zi. Și mi se pare că Dumnezeu de atunci a lucrat așa în viața noastră și știam că asta este calea pe care trebuie să merg și apoi cu mama și cu taică-miu. Experiențe deosebit de faine. Așa cum Dumnezeu ne-a purtat de la, din tinerețe până la bătrânețe și încă ne mai poartă. Slavă Domnului! Bun, deci ai fost obișnuită cu experiențe cu Dumnezeu și atunci și perioada studenției lui a fost experiențe cu Dumnezeu. Da, exact. Ca și până ziua de astăzi. Experiențe cu Dumnezeu foarte frumoase. Da, ți-a plăcut de el ca predicator? Tot timpul când eram eu tânără... Nu trebuie să spui decât adevărul, da. Sigur, doar adevărul. Îmi imaginam cum eu o să mă căsătoresc într-o zi cu cineva și am să fac niște predici și am să îi dau niște sfaturi soțului meu. Dar nu știu de ce credeam că o să predice, habar n-am. Deci nu te-ai gândit să predici? Nu m-am gândit să... El trebuia să predice, da. Eu să-i fac niște mesaje, el să predice. Ajutorul și... potrivit, da. I-a terminat dublă specializare. Da, bine, eu aveam ideile astea înainte să termin teologie, dar slavă Domnului că n-a fost nevoie niciodată de schițele mele, pentru că se descurcă foarte bine și singur. Da, deși... Acum am și eu aportul meu, evident, unele mici la final. Știți că mai ai nevoie de o recenzie, de o puncte tari, puncte slabe, dar încerc să fiu obiectivă și nu foarte critică. Ce înseamnă final? Finalul predică? După predică. Sigur, sigur. Când după predică. În caz că o mai repeți vreodată sau ceva. Da. Da. Nu ți-a trecut niciodată prin cap să zici, să-ți o zică ție înainte sau să-ți dea notițele? Da. Nu știu dacă ar fi nevoie chestia asta, că cine sunt eu acum să îmi dau cu părerea, să zic asta e bine, asta nu e bine, nu? Dacă Duhul lui Dumnezeu te, eu știu, te călăuzește și te învață câte o chestie, cum, cine-s eu să... Nu. A, nu, asta nu întrebarea în cine-s eu depinde cum pui întrebarea, știi? Cine sunt eu? Da, nu, nu cred că am rolul ăsta. Da, nu, nu. Dar acum, dacă tot am intrat în subiectul ăsta, dacă ai fi în locul lui, ce ai schimba? La cine? La el ca slujitor și apoi la alții. Dacă aș fi în locul lui, ce-aș schimba, Doamne, nu m-am gândit niciodată. Face foarte bine ce face. Cu inimă? Cu dedicare? Da. Se vede asta, se vede, se vede. Cred că trebuie să răspundă el la o întrebare. Ia, zi la întrebare. E frumos. Asta chiar este frumos și bine. Și este bine, auzi, e bine că plânge așa, să știm. Că se poate plânge și altfel. Deci, tot cu bucurie. Tot cu bucurie. Tot cu bucurie. Asta este partea frumoasă. Eu cred că aici se confirmă în viață chemarea lui Dumnezeu. Că poți să afirmi că ești chemat de Dumnezeu, poți să demonstrezi o perioadă că ești chemat de Dumnezeu sau poți să demonstrezi în mod continuu, ca și în viața de familie. Poți să spui că am pornit convinși că Dumnezeu ne-a adus împreună și e cu totul altceva să spui după 14 ani de căsătorie, atunci am fost convinși și acum suntem mai convinși pentru că am văzut cum ne-a portat Dumnezeu prin toate lucrurile acestea. Bun, tu cum ai ajuns în biserică? Deci ea... Dacă o văzut cu tot arabii pocăiți, s-o pocăiți și ea, e bun, dar... Noi am fost foarte aproape cu biserica, vecini, cât să zic așa, 100 de metri distanță față de biserică. Părinții mei veneau la biserica asta și părinții ne aduceau, eram copii, pe mine și pe fratele meu, ne aduceau la biserică. Și la 19 ani, la o evanghelizare care s-a ținut aici la biserica pe care o slujim acum, am hotărât să rămân, să nu fiu doar așa vizitator, adus de părinții mei, și în sfârșit să fiu rămân, de să fiu de acasă și să vin de azi înainte singur. Și mă bucur în fiecare secundă și nu regret nicio secundă pentru forțarea părinților mei de a mă duce atunci când eram copil, că mă plictiseam sau eu știu ce. Era neapărat forțare. O regulă pe care nu mai discutăm. Ce să mai acum
da, e prea mult spus forțare, dar este, era o regulă, era o rânduială, o hotărâre. Și asta nu mai o discutăm. Și nu regret niciun moment că părinții mei au avut rânduiala asta. Bine, acum, după legile de azi, ai putea da în judecată că, na, da, drepturile și, copilului de a da, fenta, de a piuli, de a și, dormi duminică dimineața. Mă bucur. Spune-m că sar eu așa de la una la alta, cum mai mă aduc aminte și o idei. Tu ai fost destul de ocupat pe la Reșița și în zonă, nu? Da. Și cu lucrări sociale și cu partea da, spirituală și cu asta. Ce te-ai gândit într-o zi? Dacă tot ești ocupat, să mai dai o fugă până în Oltenie. Oltenia și misiunea din, și misiunile Bisericii Betel au fost și sunt oarecum dorința fratelui senior, fratelui Gerolaru. Toate misiunile pe care biserica mea lui le-a implementat și promovat și pe mine recunosc că m-a tras după dumnealui ca să ajut, să putem să lucrăm la, în misiunea asta împreună ca și Pavel cu Timotei. Sau, într-adevăr, Biserica Betel este o biserică misionară, avem foarte multe misiuni. Foarte, foarte... Bun, dar nu sunteți o biserică foarte mare. Nu suntem biserică mare. Până în... Acum am undeva la 100, înainte eram, vreau fratelui senior, 100 și un pic. Dar motorul și promotorul acestor misiuni a fost fratele Rigel. El a fost cel care le-a implementat și eu n-aș putea spune că am făcut ceva decât să mă duc după dumnealui și să-l ajut. Să-l ajut în lucrările pe care, în care el este implicat și să continui să preiau cumva. Da, să știi că asta e mare lucru. Adică sunt oameni care pot opri lucrări frumoase foarte ușor, că nu e chiar așa de greu să oprești. Da. Unul, nu mi-am permis niciodată să stric ceea ce seniorul a făcut sau a lăsat. Doi, trebuie să recunosc că anumite lucruri le-am făcut când am văzut dragostea lui față de... Nu neapărat pot să fiu înaintea Domnului să spun... Da, am avut și eu aceeași inimă ca și el și hai să facem. Dar am văzut dragostea lui și am spus, nu pot dacă un om de vârstă a fratelui, care are și dumnealui acum, are 63 mai un pic, se implică așa de mult, eu să stau nepăsător și să nu-l ajut. Cum pot? Cum pot? Cu biserica? Stau pare un om responsabil așa din cum vorbește. Spune-mi, las, da, gata, ne-ai zis, nu mai acum lungim așa, că vreau să mă întorc la ea. Pe mine m-ați impresionat că ai menționat ceva de o conferință. M-a impresionat nu doar faptul că v-ați făcut timp ca biserică și ca familie, deci și ca biserică și ca familie, pentru o conferință cu familiile din biserică sau din afara ei, ci perseverența voastră, că voi faceți, nu știu, de două ori pe an. De două ori pe an facem întâlnirile la Surduc, de două ori pe an le facem la Surduc. Care e rolul tău în chestia asta? Eu sunt cu entertainment, știți? Eu sunt cu îmbrățișările, cu voia bună, cu afișele pe ușă, așa, organizez din umbra... Păi astea fac 80% din conferințe. Nu. Dar eu mă uit de la Amvon, că acum voi din sală vă uitați la Amvon, dar și noi din, la Amvon ne uităm în sală. Deci de când mi-a venit ideea cu ani în urmă, știi că nu știu, unele idei așa de simple, nu știu de ce-ți vine așa de greu. Oameni de primire, welcome, știi, să le zic la biserică, noi la început aveam numai frați, știi? Și îmi vine mie, și că frații câteodată sunt mai comozi, nu dăm din casă, dar la partea surorilor, că încă mai avem și partea clasică cu femei, cu bărbați, păi n-ar putea să fie niște surori. Ah, de când am pus acolo niște surori cu inimă serioasă, deci fratele meu, să mai lasă ușile deschise, că noi avem din alea ca să nu se vadă și dacă nu ușile deschise, vine, se îmbrățișează, se pupă, se cotare. Eu în mintea mea zic, și dacă nu zic nimic la predică? Chestia asta, dacă eu zic bun venit, o îmbrățișat, ce mai faci, mai plângi un pic, că nu știu ce o zis cutare, eu cred că eu am făcut toată săptămâna, adică... Asta e o chestie foarte faină. Da, confirm, pentru că am avut parte de o primire foarte bună la Biserica Speranța de la Arad. Am ajuns întâmplător, s-a botezat o veșoară de-a noastră. Cred că nu eram eu pe acolo. Din păcate nu erați, dar spiritul, vedeți, acum da? Îmi dau seama unde era spiritul. În primirea bună a surorilor.
Și da? La fraților, la frați, cred că era și la frați bine, dar eu am mers pe la surori. Cred că riscul dacă punem o soră la intrare este să întârzie să intre în biserică, știi? Cred bun, dar avem veneau din timp. Deci se îmbrățișează, mai da, știi, da, da, mai deci asta trecem okay. peste 12, atunci facem la 12:30. Nu, asta nu, mai, nu, ele, să știi, când se simt bine, vin și punctuale, nu-i probleme, deci e faină chestia asta, deci bun. Nu mi-a zis nimic de fiica voastră, normal, că nu v-am întrebat, ea zice ceva, pe cine seamănă? Pe mine seamănă foarte bine. Are un nume foarte frumos, la care eu n-am spus decât da, Iunia l-a găsit. Văd că îmi răspuns la întrebări, așa fac da, să le pun. Da, 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 da. Păi mi-am dat seama. Cum o cheamă? De atât timp ne știm acum, cam știu ce... Cheamă Amedea. Amedea, da. Amidei? Amedea. Amidei. Da, e ok. Da. Dar cum ți-a venit numele ăsta? Pentru că are o semnificație deosebită. Înseamnă a iubit pe Dumnezeu. Da. Sau iubitoare de Dumnezeu. Și până la urmă, dacă se întâmplă să fie ea ca numele ei, ne-am îndeplinit misiunea. Păi nu asta îți doresc. Noi când vorbeam despre numele Amedei, spuneam... O să se întâmple, că Domnul ne-am dorit, că ne-am dorit peste ani, când ea va fi întrebată, mai ales cu ce se apare acum în generațiile de acum, va fi întrebată cine ți-a pus numele ăsta, ce simbolizează, și cumva, fără voia ei să înceapă să o mică evanghelizare prin numele ăsta. Dar știi că asta, într-un fel, era în cultura evreiască. Exact. Da. Adică, și acum să facem un pic de teologie, dar nu facem noi. Mă gândeam eu la tinerii care au plecat în Babilon ca robi, tinerii evrei. Unul din primele lucruri care a făcut împăratul, să le schimbe numele. Iar dacă te uiți la Daniel, Daniel nu face referire la el cum îl voia împăratul. El mereu spune Daniel. Eu Daniel. Daniel, printre altele, o semnificație este cel ce mă judecă, este Dumnezeu. Și eu mă gândeam numai chestia asta, când te gândeai, fac sau nu fac, fac sau nu fac, părinții nu sunt cu mine, bunicii nu sunt cu mine, nu mai sunt în mediu de acasă sau nu știu ce. Și numele îi spunea, nu uita, te judecă Dumnezeu, te vede Dumnezeu. Deci e super faină, deci chiar ai avut o idee faină. Și noi am pus decât un singur nume, așa ne-am hotărât cu Ionia, ne-am spus ca să nu poată nimeni exact cum să aleagă, știi, să-i pună, asta e numele, așa trebuie să... Să o strigi și așa trebuie să... Și atunci să ce faceți? Dați cu prescurtări sau mergeți cu numele? Da, mai o strigă, ame, na, prietenii, știu, frații la biserică, mai strigă ame. Da, hai să te întreb acum, tot curiozitate. Ai avut un moment cu ea în care să-i explici de ce poartă numele ăsta? Sigur, dar ea știe. Știe explicația, cum să nu? Păi nu, că nu așteptăm până nu știu cât. Adică, eu m-am gândit că e răspunsul ăsta, dar am vrut să-l aud. Și da, sigur, Amedea este... Sigur. Copil de 10 ani, seamănă foarte bine așa ca și fizionomie și multe lucruri cu mine, dar așa la sensibilitate seamănă cu Iunia și la bucurie din nou. Amedea este un copil foarte bucuros, foarte, foarte bucuros și extrem de sensibil, dar este foarte aplicată spre lucrurile spirituale. Adică nu este un copil care să spui, aș vrea să stau un pic cu tine, să-ți povestesc ceva din Biblie și să spună, știi, mai bine lasă-mă acum să mă joc un pic și vedem, nu. Stăteam seara și povesteam despre revenirea Domnului Iisus. Mamă, și ce ea, subiect ea, ești tu nu, seara. Ea, când ea m-a întrebat, știi, tata, dar cum se întâmplă? Și am explicat un pic. Și foarte interesant că primul lucru, prima întrebare ei când s-a trezit dimineața, a fost, tata, vine astăzi Domnul Iisus. Deci ceea ce înseamnă că pe ea a captivat-o, a rămas în minte subiectul ăsta. Știi? Ne bucurăm de ea. Ce ar trebui să facă Cătă să te supere? Eu sunt bucuroasă, dar eu sunt normală. Eu mă supăr, mă enervez. Sigur. La sfârșit spui și tot. Tu i-ați spus adevărul, nu? Adevărul, da. Că... Am uitat să spun că tot ce se poate folosi pentru... Sau... Și nu trebuie să te chinui. Nu trebuie să te chinui nici să mă faci să fiu fericită, dar nici să mă întristesc. Că mă duc ușor așa, și într-o parte și în alta. Da. Sigur. Nu, mă gândeam, dar eu nu pot spune asta, dacă n-ai lăsat-o să-și cumpere o pereche de pantofi care îi plac. Bine, acum să vă spun eu, da? Ai văzut că se prinde. Da.
Mama mea mă critică foarte mult și spune că trebuie să mă rog exagerat de mult. Da. Exagerat mult, dar de când vorbim despre pantofi. Da, pentru că spune că eu am o problemă foarte gravă cu pantofii și că ar trebui să mă rog să mă elibereze Domnul de chestia asta, pentru că am suficienți pantofi pentru... Un duh de pantofi. Da, deci am un duh de pantofi, de iubire de pantofi. Dar nu doar că iubesc, dar eu și port, îi îngrijesc, deci, da. Și ea tot îmi spune că ar trebui să mă rog și... Nu, cum să mă rog eu pentru așa ceva? Doamne, iam din inimă ce-mi place. Da, adică mă gândesc că acum nici nu e chiar așa de grav să-ți dorești să-ți mai cumpere o pereche de pantofi, chiar dacă mai ai multe. Și discuțiile astea cu pantofii, acum de zi, fiind ziua mea, mă rog, a trecut de ceva vreme, ce puteam eu să-mi doresc de ziua mea? Nici nu trebuie să te chinui. Trei variante, pantof, pantof sau exact. O pereche de pantof, da. Și mă întreabă câte ce vreau de ziua mea, dar cred că și știa. Și m-a cucerit maxim, definitiv, știți ce mi-a spus? Să-i trimit site-ul cu ce pantofi vreau. Wow. Vai, deci, și le-am spus colegilor de la serviciu că nici nu mai am nevoie să mi-i cumpere. Dacă el a spus că mi-i cumpără, ci nu mai mi-i trebuia. Da, aprobare, și... să, că na, acum eu știu bine de care vreau, cu talba, cu... Dar dacă am primit dezlegare de la soțul meu să-mi cumpăr o pereche de pantofi, ce cadou să mai îmi doresc? Auzi, doamne. Oare pantofi mi-ai trimis atunci pe WhatsApp? Din greșeală, da. Îmi trimite... Erau niște pantofi pentru Amedeia și mi-a trimis dumneavoastră. Primesc mesaj de la el. Pantofi. Doamne, mă gândesc eu, ce semnificație pot avea. Acum am încetat eu să mai fiu chiar așa spiritual. Zic, sigur, a dat și a greșit. I-am spus, omul, vezi că nu i-ai trimis unde trebuie. Deci pantofi, da. Da, dar oricum dumneavoastră ați avut anul ăsta, că v-am și spus, dar vă repet ca să audă toată țara... Ce aport ați avut dumneavoastră, ce cadou mi-ați făcut de la începutul anului. Da, la ultima întâlnire cu familiile, printre exemplele pe care le-ați dat despre 20 de lucruri interesante pe care poți să le faci în anul 2020. Da, dacă tot Dumnezeu ne dă viața anul ăsta, să ne rugăm pentru 20 de localități, pentru 20 de tine, pentru 20 de... Familie. Păstori, misionari, sigur. Necășiți, ce-o fi, da. Și printre altele ați spus să... primești 20 de perechi de papuci. Și... seama că eu nu știu, în viața mea nu m-aș fi gândit la așa ceva să spun eu, fără să știu, apropo. Deci nu știam nimic de papuci. Da, vă mulțumesc foarte mult. Atunci am știut că nu-i ăsta anul în care trebuie să mă rog să mă opresc în curmor papuci. Mulțumesc. Oricum, m-ați și întrebat la câta pereche sunt, pentru că un om inteligent ca dumneavoastră deja știa ce urmează. Și cred că am ajuns la jumate, dar... trebuie să vă zic asta neapărat, că ieri am mai primit o pereche de papuci. Dar știți de ce? Că eu cumulez cu soțul meu, că suntem una. Deci a primit ieri o pereche de papuci, dar sincer, așa de tare m-am bucurat, ca și cum aș fi umblat eu cu ei. Niște papuci perfect. Deci până la 20 nu mai avem mult, dacă mă pun și cu el, vă dați seama, deci depășim limita. Sau poate avem 40, că 20 cu 20... Da, ne mai gândim la capitolul rugăciunii, e mare bucurie. Foarte că... Da, e mare bucurie. Nu, știi cum, până la urmă suntem oameni, da. Cu plusurile și cu minusurile noastre. Și când eram copil, vorbeam ca un copil, când... Doamne ferește, dacă ajungi într-o zi la necașă și vindea toți papucii, poate dați lovitura. Nu știu dacă dă lovitura, că nu sunt niște pantofi foarte scumpi. Da, deci nu, deci, e ok, deci, da. Pantofi, bucuria pantof ce. Să fie. Deci pantof să fie. Sigur. Da, asta e partea bună, da. Dar poate că asta ar trebui să descoperim și omenescul din noi, că uneori alții care se uită la noi consideră, nu, suntem oameni obișnuiți, cu plusuri și cu minusuri. Sigur că este vorba de chemarea pe care ne-o face Dumnezeu ca slujitori, de investiția lui Dumnezeu în viața noastră și știu că cine era foarte mirat. Cum Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului și el a dat cu table legii de pământ. Și am spus, mă, aici mi se pare miracolul, că dacă era prin definiție cel mai blând om, ți-e ușor să fii blând. Dar când ești un coleric sau nu știu ce și devii blând, înseamnă că numai Duhul lui Hristos te poate face blând. Deci sper să nu rămâneți cu ideea cu pantofi, nici cu papuci. Asta trece, că fiecare avem stolul nostru sau mai mare sau mai mic.
Și apropo de chestia asta, chiar sper să nu ne permitem să ne judecăm unii pe alții, că asta mi se pare mie interesant câteodată, în alte conjuncturi, nu aici. Tu că iubești pantofii sau că vrei trei perechi de pantofi, tu ești o păcătoasă, lumească, legată. Eu că aș dori să am trei calculatoare și patru telefoane și trei ceasuri și nu știu ce, eu sunt super spiritual și legal de ce. Deci aici nu mi se pare că suntem cinstiți unii cu alții și noi știm că frățietatea și ceea ce ne leagă este Domnul Iisus Hristos, nu papuce și cămășele și cravatele și nu știu ce. Sunt și surori care numără cravatele, cu de câte ori apărem, cu ce apărem la amvon, dacă n-ai știut chestia asta, dar trecem și peste chestia asta. Încă o dată sunt în postura aceea ingrată când trebuie să mă uit la ceas, să spun că s-a cam dus timpul, ne pare rău că este doar începutul, dar nu se știe niciodată. Poate că începem și eu emisiunea, va urma sau partea a doua, să vedem dacă ne mai ascultă cineva. Deocamdată ne bucurăm că ne-ați primit în casele voastre. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ați învățat ceva, dați slavă lui Dumnezeu, folosiți pentru voi, folosiți pentru alții. Dacă vreți neapărat să stați de vorbă cu ei, să vă mai spun anumite lucruri, luați legătura cu mine, că eu știu să vă dau numărul de telefon, să vă spun când să sunați, să îi prindeți în zile bune. Vă mulțumesc că ați venit, să aveți un timp binecuvântat în continuare și dacă tot ați început cu slujirea, continuați cu slujirea, slujiți de dragul Domnului. Atunci nu rămâneți dezamăgiți niciodată. Și indiferent care este relația voastră cu Dumnezeu, dacă o începeți frumos, o continuați frumos, nu o să fiți dezamăgiți niciodată. Chiar o să comentez chestia asta. Am văzut o carte, poate unii chiar ați citit-o, Dezamăgit de Dumnezeu. N-am citit-o pe mai multe motive, nu știu, dar să vă spun prima mea reacție când am văzut titlul Dezamăgit de Dumnezeu, fără să știu conținutul, am pus întrebarea de care Dumnezeu. Dacă este vorba de adevăratul Dumnezeu, Dumnezeu nu dezamăgește. Probabil chiar acesta este mesajul cărții și totul este să ne încredem în El, pentru că prezența lui Dumnezeu și bunătatea Lui nu sunt povești, sunt realități pe care le-au trăit înaintașii noștri, le trăim și noi și sperăm că le vor trăi și copiii noștri, că Dumnezeu continuă să rămână bun. Așa e.